dori să împărtășesc cu tine, drag ascultător, ceea ce eu cred că este cea mai măreață poveste spusă vreodată. Povestea primului Crăciun. Imaginează-ți că stai sus pe un dar, cu 2000 de ani în urmă, lângă un mic oraș din Iudeea. Dacă te uiți în zare, vei vedea un om pe nume Iosif, care conduce în centru măgăruș. Călarea pe acel măgăruș este Maria, logonica lui Iosif, care este însărcinată. Ei au făcut o călătorie foarte lungă, sunt dreapt acum spre acel oraș în care ești. Un eveniment deosebit în care loc, chiar acolo, în noaptea aceea, în acel mic oraș din Betleia. Thank you.
Maria nu a învățat pentru copilaș, așa că Maria îl așează pe Iisusul Iisus pe paiele noi din Iesu. Thank you.
luminoasă, departe de locul unde stai tu, sunt trei oameni care se uită și ei, tot la această strălucitoare. Îi călătoresc pe cămune, urmăriți steaua, recălăuză, care să-i conducă la propriul Iisus. Dar cine sunt acești trei oameni care urmăresc steaua? Yeah.
ce acest nobil oameni se pleacă la pământ ca să aducă slavă unui copil? Pentru că, vezi tu, acest copil nu este un copil obișnuit. Acest copil este darul lui Dumnezeu pentru noi. El ne-a adus Evanghelia dragostei și a păcii. El a venit să elibereze pe cei prinși în păcat. El a venit să aducă salvare pentru tine și pentru mine. De aceea, noi sărbătorim această seară minunată, numită Crăciun. Deci haideți să ne unim inimile în cântare și laudă. Haideți să-L adorăm pe El, pentru că El este Hristos Domnul. Amin.